Molina, la poți să scoate asta, nu? Bună dimineața, scoateți firele. Bine ai venit pe la noi. Salut, salut. Bună dimineața. Bine ai venit. E greu să cânti dimineața? E greu, eu am crezut că era mai ușor dansul, da. Cum? Când erai aici? Ha! Pac, toată lumea a zis, domnule, da, omul da, face da, gimnastică da. La prima oră. E da. Greu și să cânti. Eu am o poveste mică acum, așa, okay. Că toată lumea mi-a spus, bă, te-ai cam romanizat de ultima vreme. Te-ai prea romanizat, ai dreptate. Și eram la șpriț, știi? Și am zis, bă, da, ești romanizat tu. Nu, nu, mergem la handupa, dar nu. Ok. I-am zis, hai că reveni la rădăcine și atunci să cânt eu cu voce, este ceva mai autohton, mai veridic, să zic așa. Da. Și fiind ziua Argentina, eu vreau să arăt cum mă trezesc eu dimineață. Adică gitară în mână, scot pisici din casă, că na. Câți trei pisici. Trei pisici, e foarte bine. Da. E foarte bine. Și bem un mate. Un mate. Un mate. Trebuie mate este... Punem oamenilor din ce se face mate. Mate este o plantă ca un ceai verde, care da. Vine tot în zona Brazilia, Argentina, Uruguay, zona asta. Da. Și noi bem chiar cu ăsta. Este un fel de, cum se spune? Ca un rucsac. Un rucsac așa mic și aici aduci și tu apa caldă. Foarte des văd turiști că au asta cu ei chiar. Da, deci da, se da, duc da. Să viziteze ceva și au cu ei... Cu ei asta. Și acum e și mai interesant că aveți telefonul, țigara da. Și mate. Stau așa, la metrou. La metrou le vezi așa, închinuiți. Da. Da, noi nu avem cu noi românii niciodată nimic decât o plasă, că nu știi ce... Am văzut, da, știu. Trebuie așa. Să ne explice și o să vină și Puberu alături de noi da. Ustensilele. În primul ustensilele. Rând, nu bei mate din pahar de plastic, asta e clar. E clar, nu. Și avem paiul ăsta care le împărțim cu toți. Ok. Așa, adică știu, am văzut aceeași expresie la da. Colegii mei. Deci toți bem de aici. Zici, a, unde ai pus? Okay. Nu contează. Este și linguriță și pai. Lingurița în care pui mate înăuntru. Ok. Adică în primul rând se pune asta. Și pui mult, adică nu e ca un ceai că pui... No. Adică poți să exagerezi. Da, da, trebuie să pui că durează mai mult. Ai un litru, două de apă caldă. Aoleu. Și pui, da. Și uite. Completezi tot acolo? Și, da, da, da. Scoți puțin praful, că e... Știi? Praful n-am asta. Știut treaba asta. Da, bun. Că altfel te vine la gât. Ok. Așa. Pui paiul. Îl înfige acolo. Îl înfige acolo. Pui din asta, dacă nu-ți place, poate e prea mar și nu multe lume le place, asta e... Da, e destul de dur matele, așa, a, un da, ceai da. Verde foarte concentrat. Un ceai, da, exact. Și bine, dacă nu ești obișnuit, simți noapte, te bubuie. A, da? Da, te bubuie puțin, dar... A, deci are și proprietăți de... Da. Și e foarte bine, diuretic, adică e și sănătos, nu e chiar, nu e ca o cafea. Cafea este mai puțin recomandabil decât mate. Un argentinian, câți litri de mate crezi că bea într-o zi? Într-o zi, eu pot să beau și 3 litri, 4. A, da? Deci da. Ești conform spuselor medicului. Da, exact. Bun, și atunci pui apa, dar nu pui apa peste tot, pui apa doar lângă țeava asta. Aoleu. Așa. Vezi, trebuie o facultate să faci un mate, să știi. E o tradiție, dai seama. E ca să faci palinca aici, nu e ușor. A, atunci știu. Da. Spune-mi între timp, până se prepară, ce sărbătoresc argentinienii astăzi? Astăzi e... 24, bine, 25 mai, că e un fel de independență acolo, ce s-a generat după cucerirea spaniolii și tot ce s-a întâmplat dinainte. Ok. Începeu cu Constituție și toate alea și a început să se schimbe lucruri mai puternic și a fost un... Se face petrecere? Se face petrecere, chiar și astăzi sunt invitat lângă toți mai argentinian la ambasada. Okay. Facem mâncare, gratar, ce sărbătorim noi. Gratis, așa. Ce ne place nou. Da. Ca la noi. Nu, gratar, nu gratis. Ah, gratar, nu gratis. Nu, e și gratis, dar e și gratis. Dar vreau să te întreb, da. se ține asta, de exemplu, în Buenos Aires, chiar se ține ziua asta? Că știi, la noi de 1 decembrie... Avem niște militari și se cam trână. Și eu am plecat de 10 ani din țara, știi? Adică la noi se facea la școală, ne îmbrăcam ca soldați. Ok, uniforme. Uniform și mâncam ceva tradițional de al nostru. Dar nu era mare? Era, lactul școlar era. Acum mai mare nu prea am făcut noi mai nimic. Am înțeles. Adică nu se lucrează. Spune-mi de planurile tale ce urmează să faci până te vedem. Nu vrei un mate? Imediat pe pauză. Am înțeles. Pe pauză. Bine. Și planurile mele acum sunt, în primul rând, pe partea de mainstream, ce lucram la Hubs Production cu Otilia, cu Andreea, Bulgaraica și Mariu Joy. Așa, piesele care de 2 ani de zile tot în spaniolă scriu eu. Ok. Și tot avem, am avut deci și ai treabă de studio. Am treabă de studio plus flamenco, parte de club.
adică show de flamenco adaptat pe R&B, toate la noi. Care merge și la club. Care merge la club, specific la club. Lasă-mă să te întreb. Da. Lucas Molina, doamnelor și domnilor, de găsit online. Acolo și anunță toate proiectele și locurile unde poate fi văzut pe scenă. Mulțumim pentru treaba cu Mate. Uite, ni s-au explicat câteva lucruri pe înțelesul tuturor. Iar noi luăm scurtă pauză și după pauză ne băgăm nasul în bucătărie unde avem de dulce.